Quay mi-a dat 1000 de... Quay, prima dată când am intrat pe serverul ăsta, am 1000 de checkpoint-uri. Până la ban are hack. Băi, ia închid-o ăla, că Quay. Bă, mă auzi? Da. Abia am intrat și am jail. A, 10.000. Bă, da. Bun. Bun. Am luat și noi puțin aș. Uite, revine ușurel, serio. Este ușurel. Am ieșit. Ia uite, se uită ușurel. Noroc, noroc, au lăsați pistolul la voru că plâng. Plângi. De frică, nu de altceva. Ce căutați pe aici? Avea și noi dintre asta, dăm de un băiat să ne întâlnim cu el mai încolo. Tax! De la cine sunteți? Noi? Da, da. Stai așa cum să ne numim. Furciment SRL. Tax! Cum adică? Ia dă-te jos, mă. Da, gata, os. De ce doar eu luați, doar mai tu pe mine la mișto. Luați și pe aurul ăla cu asta. Gata, mă dau jos. Ia, stai puțin, dă-te un pic la o parte. Gata, boss. De când și până când vii tu la mine curte și mă iei tu pe mine cu furt ciment și cu glume de astea proaste? Păi dar nu e glumă, pe bune, gen, noi chiar furăm ciment. Vrei să-ți fut un pomn în piept să fur inima din tine? Doamne ferește, în niciun caz. Bun, zi-mi un cod de familie. Păi de ce să tragi? Da și mă din gură. A? Zi-mi cod de familie, faci parte din organizație? Nu. Nu? Ce seama, n-am nimic, am bulete la atât. Dai bă, accept. Accept la ce, ce să dau accept? Ce, care mușcă? Băi, apunte-mi pula mea în genunchi, băi, și mai comenta. Dar ce am mai zis? Apunte-mă în genunchi. Deschide buzunarul. O, naibii, că îți plănești o venă în cap. Ce-mi zis, mă? Pălărie, tași dracu din gură. Dar mă enervează, mă, te ai pui mei. Tu te-ai înurăleasă accidentul și tu te-ai dau. Ce spuneți? Ia, perchizionează. Arme. N-am cum. Ce-i cu ele? Aveți? N-am față de arme, frate meu, n-am bani. Are ceva față de arme. Stai că nu aud că vorbești și ăștia. Dă-ți masca jos. Dă-ți masca jos să vadă tot ce nu ești tu. Stai. Dar ce cu mă, cătușe? Eu? Da. De ce? N-am voie? Păi de ce pula mea aveți mască? Dă și mie buletin. Bă, ia vedeți, controlați-l dar mea pe ăsta, mă, te-am pus foară. Nu... Ce să-ți dau? Buletinul arată-mi și mie. La care mereu mă duc să vină să-l... Păi nici mie, de-aia v-am zis. Ce mai crește, dar mă? Merge? Nu. Păi mă cheamă Mirca, am suci. Ce merge mie? Bun. Mă cheamă Mirca, am suci. Pune-te și tu. Ani, ce stai la mine, de treaba un care stai pe arme. Pune-te mă și tu lângă. N-are arme. N-are? Bă, n-avem, nici bani n-avem. Tu ai, mă? Nu. Nu, bă. Mă minți? Bun. Dar ce nu controlezi? Te drec. Uite-l pe ăla cuțitul. Te urci în mașină. Poți să pleci. În a noastră? Și... Să nu ne mai vedem pe aici. O să Doamne... ne vedem, boiul meu. Doamne ferești. Să nu mai facem accidente, domnule. Mai ușor cu miștouri. Am înțeles. Și mai ușor cu miștouri. Dar nu facem mișto, că ați înțeles greșit, noastră. Bine, hai, mai repede. Trăiți. Eu sunt șoferul lui, ca să înțelegeți, ăsta are bani mult gen din spate, fără mișto. Iarăși era să facem accident, mâncați. Mi-a pus pană. Ce-or fan? Mamă, bro! Bro! La că n-am mai și... Înțelegi? Ce? Mai ești? V-ați plătit taxa? Da! Ce tax? Sunteți pe taxa? Dă-l dracu, nu-l mai băga în seamă, dă-l. Mulțumim frumos. Dă-ne și numai. Stai, frate! Bă, etichet! Urli să moară, băieți, lasă că se termină tichetul. Păi să-mi va pula! Tichetul s-a terminat, băieți, da.
Ne, vorbești cu el. De, salut. Da, ok, mă pot asta. Ne dai și nou motor. Opa. Ia zi, Flavi. Pleacă, mă, de aici. Da, vă. Vezi, te buc. Ia zi, a zis de măta. Mă. Vezi că a zis de măta, bă. Nu. Cu ce o admiră, bă, la tichet? Băgame, ai dat... Ai dat în al meu, mă? Coi, iese bătaie la tichete, ești prost? Coi, îmi dă ăsta cu băta peste cap, bălărie! Fă-ți al 15-lea dosar! Bălărie, dă-i pe-l! Fiat, vine după noi. Eram sigur. Oh, da! Spune-ți, vă rog. Ce faceți pe aici? Da-te jos. Noi? Da. Eram cu un băiat, ne-am întâlnit cu el, cu mașinile, cu alea. Am înțeles. Da-te mă, nu știu dacă știți, dar sunteți pe o zonă de bandă asta. Și nu, prostule. O să fiu nevoie să vă fac o precheție, să trăiți. Ok, puteți să o luați pe el primul. Ok. Hai mă, vină la prieten ca să ne facă domnul o precheție. Puteți să stați acela mașina cu spatele, vă rog. Băi, bătăi. Cui faci tu percheziție, mă, băgam ei și pula în percheziția ta. Băi, nu pot să dau cu pumnul. Băi. Nu, deci nu. Bă, nu pot să dau cu pumnul. Dă-te jos de mașină. Aaaa, m-ai luat. M-ai luat. De ce faceți astfel? Pentru că ne-a mai luat unul și ne-a luat toți banii de aici. Eu n-am treabă cu voi decât dacă livrați, să știți. Păi nu, unul ne-a luat toți banii. Fix cu o mașină, ca a ta. Am și eu o problemă aici, colegii, a venit la Turf 1, la 8 și 6 aici. Luat la muie. Eu nu puteam să dau cu pumnul. De ce ăla ne-a luat toți banii, frate? Aveam 6 milioane mai în 3. Dacă stăteați până la capăt și mă lăsați să termin ce avem de făcut, vă lăsam în pace. Să-mi bag pula în pumnul tău, bălărie de idiot ce ești. Pe nu mă lăsa să dau cu pomnii sale, nu mă lasă mă, că-i ghiciui rău și acum rău și de vă lăsa. Gata, nu avem nimic, frate, noi dar nu mai avem bani. Ne-a luat ăla toți banii. Bă, idioma ești, bă. Eu ce okay, vin am eu? Foarte bine. Deci, nu era o chestie foarte wow. Păi da mă, frate, dacă ne-a luat toți banii. Să mor eu dacă nu pe bune, uite, întreabă-l pe ăsta, era deci, un îmbrăcat fix cu asta, scria Sons of Anarchy pe spate, frate, așa. Și avea un jeep, mă rog, nu știu dacă arta fix asta. Și a venit cu aia și ne-a luat 3 milioane, mie 3 lua la 1. Deci, am vrut să le fac la băieții o percheziție să... așa și... Băiatul de aici mi-a dat un pumn în față, dânsul venea spre mine, am dat un pistol în gură, e leșinat pe jos mai încolo și... L-ai zburat de domnul e curat, o să mă duc să-l pregătim care mă, te mi-a dat arma de tâncă. Și ăla, au zis că ceva le-au luat toți banii. Mi-a dat cu pumnul. Și cu domnul care avea vestă ca noastră. Da. Ne-a luat 3 milioane, noi de-aia te-am vrut să-l luăm la bătaie. Angele, mă mai înjori? Ce-i mă, pe tine? De ce vii să mă iei așa tare? Te vezi cu ăștia aici și ce, vii să mă intimidezi sau ce? Păi m-ai înjurat, mamă, ia dați-mă mai așa. Taci-mă din gură. Ți-a plătit taxa? Vreau să... Ce voce de papagaia asta. Ai, că să ții pe mine pe ce zici. Auzi, e curat și băiatul. Dar băiatul pe care e în buzunare vreo 25 de milioane. Păi și a luat un milion ăla, i-a cerut un milion, mie 3. Păi și pentru ce? Nu știu, ne-a zis că taxă pe zona asta, dacă mai trece, nu știu ce ne pușcă. Am avut o altercație cu unii, mă rog, am plecat după aia. Da, că m-ai jurat de mama, ai zis că îți bași. Lasă-mă pe tine, mă, lasă-mă în pace, nu tu. Aparținezi de vreo... Noi nu, ăla cu care ne-am întâlnit, da. Nu știu exact de care. Înțeles. Are careva o trusă medicinală, vă rog?